Prima invitată aici în studio. Nu plouă, nu e vară, suntem chiar în pragul sărbătorilor de iarnă. Însă invitata mea de astăzi ne duce cu gândul la zilele toride de vară. Și o să vezi despre ce este vorba. Ei bine, Lil Rose, căci despre ea ți vorbesc, este în studioul nostru. Bine ai venit la Trăinată, Lil! Bună ziua și bine v-am găsit! Vă mulțumesc pentru invitație! Bine ai venit, cum ești? Îți place la noi? Atât de frumos și sunteți așa de frumos și calți, vă mulțumesc pentru primire. Și tu ești la fel, că ai un zâmbet atât de frumos și ești caldă. De asta am și zis despre zilele de vară. Tu ai adus vara cu prezența ta, cu energie. Da, este adevărat. Și piesa Scandalo este de un vibe așa de vară, exact. De distracție, de plajă. Dar, exact. Scandalo e cea mai recentă piesa ta. Tu ai mai multe piese, de altfel, da, scoate. Este adevărat. O să vorbim și despre ele, dar și despre Scandalo. Da. Cum ești tu, Lil? Spune, cine e Lil Rose? Lil Rose, da. Eu sunt fată simplă. Trăiesc în Oradea, m-am născut în Oradea, colind pe la București, pentru a face piese și proiecte muzicale. Cânt de vreo 10 ani de zile, însă mi-am dorit întotdeauna să ajung să am piesele mele personale. Am cântat foarte multe cover-uri pe la evenimente. Cum este momentul să-mi fac cât mai multe piese ale mele? Și pe care le vei cânta iarăși și la evenimente, dar și în concerte, de ce nu? Da, bineînțeles, asta urmează. Ei bine, sunt curioasă de unde vine numele de Lil Rose, pentru că poate toată lumea te întreabă dacă îți plac trandafirii sau cine știe de pe unde. Să știi că de micuță pe mine toată lumea m-a alintat, nu știu de ce, așa a fost să fie și atunci când am ales acest nume Lil Rose, aveam un grup de prieteni care totdeauna, cum spuneam mai devreme, mă alintau și asta mi-a plăcut cel mai mult, când am auzit micuțul trandafir, zic, ia, hai să-l fac eu în engleză, ce să vedem cum sună, și așa a rămas Lil Rose și simt că mi se potrivește numele ăsta. Da, chiar ți se potrivește, da. Ai venit și îmbrăcată în roșu chiar astăzi, da. Dar da, e o, cum să zic, nu e o poreclă, e o denumire foarte drăguță, să ți se spun așa, sincer. Mulțumesc mult. Știu că ai studiat foarte mult, ai studiat și chitară și pian, dar ai făcut și canto. Cum e să treci prin toate și dacă mai faci și în prezent instrumente, pe lângă voce? Da, am trecut prin toate, însă totdeauna mi-am dorit să cânt muzică pop. Am făcut canto clasic 4 ani de zile, am făcut canto popular 2 ani de zile, dar, cum spuneam, totdeauna îmi doream să cânt muzică pop. Nu am avut ocazia de atunci când îmi doream eu lucrul acesta, însă a venit mai târziu și în sfârșit m-am regăsit acolo și acolo mă simt cel mai confortabil, acolo pot să exprim ceea ce pot eu să fac ca și muzică. Și de instrumente, da, am făcut chitară, am fost la liceu de artă din Oradea, am făcut chitară, pian, însă mai mult acum fac doar canto, dar nu uit de instrumente, când am timp, să știi că la pian totdeauna, chiar am și pian, totdeauna mă mai așez și cu drag mai citesc partiturile. Deci e nevoie de exercițiu ca să nu pierdem din noțiuni, nu? Da, este adevărat. Repetarea este mama învățării, de când lumea și pământul, și are rezultate. Și asta se aplică în toate, că până la urmă, indiferent cât de mult talent ai tu ca om, în ce domeniu excelezi, e nevoie să fii acolo tot timpul învățat, pregătit, un învățăcel. Da, să știi, chiar și Mozart zicea, 1% talent, 99% transpirație. Exact! Asta e. Una fără alta nu se poate. Da, așa e. Lil, tu ești o prezență foarte, foarte plăcută. Cum te percep cei din jurul tău, prietenii, familia? Familia, în primul rând, mă percep... Știu că tatăl tău e artist, de acolo se trage. Da, da, ei totdeauna și-au dorit ca eu să cânt, m-au susținut enorm de mult și asta contează. Până și fiul meu mă susține și îmi spune dacă... eu cânt o piesă, îmi spune, mami, ai cântat foarte frumos, bravo, mami, acum mergi la studio? Da, mama, mă duc la studio să-mi arat și mie video-uri, da, îți arat. Deci, în primul rând, familia m-a susținut, iarăși prietenii, cum mă percep? Să știi că am foarte puțini prieteni, însă cei aleși să fie alături de mine sunt cei care mă apreciază, dar mă și critică. Și ăsta e un prieten adevărat și așa vreau să am prieteni până oi stai în viața asta. Îmi place răspunsul tău și așa e, dorim tuturor celor care ne ascultă, să se înconjure de oameni frumoși, puțin dar buni. Hai să spunem și așa. Da.
Cum a început totul? De la ce vârstă ți-ai dat tu seama că aici e momentul să lucrezi? Adică să te îndrepți pe drumul ăsta al muzicii. Asta a fost în mine de când am simțit să mă cunosc. Într-adevăr, am căutat cunoașterea mai mult timp să văd dacă chiar asta mi-este zona mea și direcția mea unde aș vrea eu să ajung. Dar am simțit-o în mine întotdeauna muzica și tatăl meu este, nu știu, o voce, dacă vrei, foarte caldă și el expune foarte mult trăirile prin cântat și prin poveștile de sate, de și colindele, ele cântă într-un fel, el are o aură așa de a transpune cuvintele acelea în emoție și asta am luat-o de la el. Și atunci când am ajuns eu la liceu de artă, mi-a plăcut muzica, gen să facă cu profesorii ore și așa, dar nu am simțit niciodată că acum da, sunt individualistă și pot să cânt. Acolo se cânta încor, dar totdeauna mi-am căutat singură să pornesc odată și am pornit cam târziu, dar nu-mi pare rău că pentru asta sunt și așa entuziasmată de a face de acum muzică, de la 20 de ani. Deci, de 10 ani. Acum mulți înainte. Niciodată nu-i târziu, să știi. Toate se întâmplă așa atunci când trebuie să se întâmple. Asta simt și eu. Și știu că ai muncit foarte mult ca să ajungi. Da, și nu m-am lăsat. Într-adevăr, în copilărie n-am avut ocazia asta de a cânta, după cum ți-am spus. Nu aveam când. Noi am muncit pământ, noi am stat la țară, aveam oi. A fost o copilărie cam grea, nu ne-a dus nimeni la ore de balet, la ore de canto, deși îmi doream din tot sufletul, mai ales că l-auzeam pe taică-meu cum cântă, îmi doream și eu, dar nu am avut ocazia asta și de aceea când am pornit eu pe drumul meu pe la 20 de ani să cânt, eu când mergeam la orele de canto, mă simțeam cum aș merge, nu știu, direct pe scenă, așa de fericită și entuziasmată eram și asta vreau să spun tuturor care vor să se apuce sau să vor să facă ceva cu viața lor, niciodată nu-i târziu și să aibă încredere în ei și cu ajutorul lui Dumnezeu și cu puțin noroc și cu foarte multă muncă ajungi unde-ți dorești, să nu se lase. Deci să persevereze, să aibă încredere în ei și în puterile lor. Da. Foarte frumos. Și uite, cred că partea asta cu lucrul la țară, la câmp, pentru că și eu tot de acolo vin, să știi că te ajută și poate și pe tine te maturizează. Foarte mult și știi ce am învățat de acolo? Perseverența. Noi dimineața ne trezeam, mergeam la muncă, da? Se mulgeau oile, se stătea pe câmp, după care iar se mulgeau oile la orele exacte. După aia se făceau treburile de primăvară, ce trebuia să plantezi în pământ. Toamna, ce culegeai. Deci asta este perseverența aceea de acolo m-au format să fiu astăzi o muncitoare și muncesc și pentru visul meu și organizată. Și să fii organizată, exact. Da. Mai ales acum că ești și mămică, adică trebuie să fii mult mai organizată decât poate când erai singură și aveai mai multă libertate, să spunem. Da, m-a schimbat un pic și copilul, dar dintotdeauna am fost o muncitoare și o hărnicuță așa. Dar copilul, într-adevăr, te schimbă un pic în ceea ce privește responsabilitatea. Ai mai mare responsabilitate în aproape orice faci și timpul ți-l aloci doar acolo unde simți că trebuie, deci nu-l mai risipești timpul. Da, pentru când că vine un copil. E prețios până la urmă. Da. E bine, și vorbim despre copilul tău. E cel mai mare critic al tău, să spunem? Da, este cel mai mare critic al meu. O fază amuzantă, dacă doriți să vă povestesc. Te rog. Este când am fost la o emisiune și am dansat pe piesa E Scandalul, bineînțeles. Și eram îmbrăcat într-o fustă, așa, mai de vară. Și după emisiune l-am sunat cu videocall și... Ce credeți că mi-a spus? Mama, să știi că n-ai dansat corect. Dar de ce? Păi nu ai dansat corect, că trebuia să dansezi numai așa, cumva așa, încet, nu atât de prea tare să se vadă chiar aproape tot. Deci, a fost atât de amuzant un copil la 4 ani să-mi spune el mie ce bine și ce rău din perspectiva lui. A fost chiar foarte drăguț. Da, un critic al meu. Așadar are un exemplu foarte bun. Are. E foarte important. Cu cine te înconjori tu atunci când lucrezi pentru piese? Ai o echipă care să te ajute sau îți compui tu singură versurile? Cum se întâmplă totul? Astăzi, da, pot să vă spun că este o zi un pic, nu știu, mai mare pentru mine. Pentru asta am și venit în București pentru
a ajunge la voi în emisiune și pentru a merge la un studio cu care am mai colaborat și mă simt foarte bine acolo și am să lucrez în continuare cu Vlad Popescu, cei din echipa lui, și însă pot să spun că mai am și la Oradea cu cine mai lucrez, mai este încă un băiat tot din București cu care am rezonat și cu care mi-aș dori să mai fac piese și proiecte noi, dar astăzi se va întâmpla o minune, pregătim o piesă frumoasă pe sfârșitul ianuarie cu ei, cu Vlad Popescu, da, cu cei de acolo. Așadar, 2023 începe așa cum trebuie, da, pentru tine. Da. Mă bucur tare mult să aud asta. Da, și eu sunt fericită pentru asta. Să fie o vinere productivă și din toate punctele de vedere. Amin. Povestește-ne despre cea mai recentă piesă ta, Escalando. Da. Escalando a venit așa foarte natural. Îmi doream o piesă să fie cu ritm de vară și să aibă trompetă. Nu știu de ce am simțit eu chestia asta. Măi, vreau o piesă, dar cu trompetă. Și am spus la compozitor, am spus așa, uite de la mine și așa fă cumva piesa asta încât să mă regăsesc 100% în ea. Și așa s-a și întâmplat. Gabi Băruță a făcut piesa exact mânușă pentru mine. Am făcut-o în spaniolă. Clipul a fost filmat într-un sătuc de romi, unde așa bine ne-am simțit acolo, a fost o energie foarte pozitivă și ei dansau și ne-au primit cu căldură, ne-am distrat foarte bine acolo și asta se vede, se vede în clip, se transmite. L-am urmărit și într-adevăr asta mi-a transmis și mie. Mă duce cu gândul la uniune, dar și la astea, petrecerile de pe plajă. Da, acolo da, mă transmit. Noi n-am avut plajă, dar am avut un sătuc plin cu romi așa de dansabil, de tot, nu știu, vai pozitiv, cum spuneam. Au făcut echipă bună cu voi. Da, a fost frumos, da. S-au simțit și ei bine. S-au simțit. Cum e să filmezi videoclipuri? Adică ești acolo un rol, ești un actor până la urmă. Da, este adevărat, dar să știi că, nu știu, asta îmi vine din interior. Dacă simt sau văd camerele și reflectoarele pe mine, eu parcă acolo m-am născut. Așa de mult îmi place încât chiar nu dau în spate deloc pentru asta și pentru mine a fost foarte ușor și cu drag am muncit. Mi-a plăcut enorm de mult. Și se vede, pentru că un artist cred că are nevoie de toate ca să fie, da, un artist complet. Cât e un pic din toate. Exact. Ei bine, Lil Rose, vin sărbătorile. Cum te pregătești, da, tu pentru ele sau cum petreci în mod normal? În mod normal familia, totdeauna, însă am și colind pe la bisericile din Bihor și nu numai, și în Cluj. Am să cânt acolo din data de 25, cam până la Revelion, în fiecare, la fiecare biserică, colinde tradiționale cea mai sacre și printre familie. Familia cu mine vine peste tot, mă urmează, mă susțin și asta fac eu de sărbători. Și mergem la bunica mea în Vișag, județul Cluj, unde se mai fac colaj pe vatră. Wow, le simt mirosul. Da, tradiție. Și acolo totdeauna ninge iarna, că e o zonă muntoasă și ne simțim așa de frumos. Colindătorii încă mai bat la uși și asta ne bucură. Și noi mergem cu colinda. Acum o să-l pun și pe fiul meu să meargă cu colinda să umplem pușculița. Așa, așa. Da, sigur. Să aibă și el pentru următorul an acolo, da, o rezervă. Da, să cumpăr o mașină, că lui asta îi plac. Mașinile, mami, ce vrei de Crăciun? Mașină. Iubește mașinile. E bine să aibă pasiuni, încă da, de mic. Da. Și dacă le și fructifică mai târziu, cu atât mai bine. Da, dar să vezi cum cântă el, tot mă imită și face din alea. Mime, mamă, ca și mine. Și când la o doamnă, la 4 ani, pe note, mă bucur de el. Înseamnă că e receptiv. Da. Îl vei da și la ore de canto? Încerci nu, partea asta? Nu, l-aș feri de treaba asta. Uh-huh. Însă, bineînțeles, nu mă opun. Orice decizie ia, eu sunt alături de el. Însă îl văd și cu sporturile. L-aș vedea. Încă nu m-am hotărât la ce liceu, dar nu cred că la muzică, pentru că acolo se cam... e prea hard, prea greu. Sunt ore de la 8 dimineața până la 4, eu așa făceam ore 5 și după aia nu mai aveai timp de absolut nimic și l-aș lăsa pe el la o școală normală și el după aceea să-și găsească talentul. Dacă cum vrea muzică, da, atunci mergem la muzică. Da, cred că mi se pare un sfat înțelept.
Da. Da. Mulțumesc. Ei bine, sunt curioasă, ce așteptări ai tu de la 2023? Cum îl proiectezi? Am așteptări nu doar de la mine, de la toată lumea, să fim mai buni, să fim iertători, să, iarăși, strict de la mine, așteptări aș avea să fiu și mai disciplinată și mai receptivă la tot ce se întâmplă în jurul meu și la cât mai multe piese și noi propuneri muzicale, să zic așa, să le pot duce cu brio până anul viitor. Așa să fie. Amin. Așa. E bine, și noi suntem în online. Tu cum stai cu partea asta de online? Cum te organizezi? Să știi că foarte bine. Nu fac absolut nimic special decât mă filmez sau mă filmează cineva exact ceea ce fac. Mă filmează. Deci nu mă pregătesc pentru a face ceva niciodată. Chiar dacă dau cu sapa, cum mai mergem la țară, mă filmez. Deci totul e... Mă expun, chiar mă expun în totalmente și nu mă ascund de nimic, mă simt bine și chiar de aceea cred că am atât de mulți urmăritori și lume care mă place. Pentru că ești naturală, da. Da, ești reală, așa cum ești de obicei. Da. Așadar îmbini și viața ta de zi cu zi, dar și munca ta pe care o faci, da, în muzica. Da. Cu TikTok-ul, cum ești? Foarte bine. Și cu TikTok-ul, foarte bine, da. Mi-a prins și prima dată eram sceptică și am spus, nu-i de mine TikTok-ul, da. Cine să te filmează atât? Am văzut că te poți filma și singur, foarte frumos, îți pui telefon și ies filmulețe frumoase, mai vorbești și au dat rezultat și mă bucur. Nu vreau să-mi fac TikTok, dar uite că bine că mi-am făcut. Trebuie să fii cumva conectat cu ce se întâmplă nou, că asta este industria noastră până la urmă. E o necesitate până la urmă. Da. Mulțumesc mult, Lil Rose, că ai venit astăzi la Trainet. Cu drag. A fost o reală plăcere să te întâlnesc în primul rând și să stăm și de vorbă de altfel. Cu drag și vă mulțumesc tare mult că m-ați primit și vă doresc sărbători fericite. Mulțumim la fel și data viitoare să ne reauzim la fel de bine și de ce nu să te auzim și cântând aici. Da, mi-aș dori tare mult.